Partea 8 a pescuit pe ol cu Coco și cu Bogdan, pescuit extrem, extrem, rafale de vânt de 55 de km pe oră. Pe valuri uriașe, vorbesc mai tare ca să mă auziți că bate vântul extrem de tare. Vedem ce-o fi. Revenim. Mulțumim lui domnul Gigi Olteanu pentru locul făcut. Un vânt extrem, vorbesc mai tare că nu, poate nu se aude. Dar să iei doi odată cu o singură undiță. Unde e ălălalt, Bogdan? Ah. Doi odată, o singură undiță. Alaltă nu poți să o facă, bate un vânt extrem. Doi odată pe o undiță. Extraordinar, nene, extraordinar. Nu știu cât este asta, patru, un pic. Revenim. Vânt teribil și se prinde pește. Nu știu cum n-ați prins voi pește, dar noi prindem. Da? Pe opăritul. Nu vă spunem la ce, dar așa se numește momeala, opăritul. Da? Dacă vreți, sunați pe Coco și cereți detalii ce înseamnă opăritul. La opăritul se prinde pește și pe vânt. Hai, revenim. Aprinde bunia de vânt. Începură carașii să vină. Revenim. A oprit vântul. E bine. Au tătat. Câte are pe mal Coco? Una, două, trei. Aia e pe vierme, nu mai vrea. Pe păritul. Uite pe urmă. Jap, jartanul. Una, două, trei pe mal. Hai. Revenim. De la 11:30 început să tragă. Mai vreo 3 frumoși atât. 3 frumoși. O și Bogdan. Nu se băgă nici el la somn, dacă trage. E pe el aici, Bogdanelu. Pe la 11:30. E 12 acum. Uite, uite ce l-am bugat. Jartane, nene. Jartane. Asta e. Pescari. Hai, venim. Iau ce ia Coco, câte doi odată. Doi odată, nene. Unul mic. Și o jartea. Ora 1 noapte. Doi odată. Revenim. Vă mai băgați râme șerpești, bă. Dacă voi ați vedea la ce de tesu moaca asta, rămâne praf. Vă veniți cu râme de alea de un kilometru. Ia vină Bogdan încă. Unde e? Ăsta e? Cum o pusești, mă, dracu? Pusești și pe ăsta și pe ăsta? După el. Uitați și voi ce montură a făcut băiatul. Și plumb cu lisabii și de la pe capă. Dar nu aia contează. Dă o deacu de montură. Voi vedeți la ce prinsă somnul? 10.000 de vieni. Mai veniți dracu cu râne șerpești. Uite la ce de somn. Așa ceva n-ați văzut. Hai de pula. Veniți, mă, cu râme șerpești, că prinde somn la vară. Hai, revenim. Asta. Bogdan, haideți să vă spun eu cum e cu Bogdan. Bogdan vrea să fugă la somn și îl trage somnul. Fuge la somn, Coco trage somnul. Hai de capul meu, Bogdane. Te mai bagi la somn? Ia să mai faci mișcări de astea. Când vrei să te bagi la somn, iei somnul. Nu, pe masă, nu scape de acolo. Hai. Nici nu-l lasă doarmă că prindem somn. Revenim.
Au ce carase ia cocovă la 5 dimineața, au. Ce carase ia cocovă, nene, mă. Au te namile, porțosul, mă. Au te, mă. Ce carase ia cocovă. La 5 dimineața să rup pe undița unul alt. Revenim. Cam asta e. Final de partidă, partea 8-a, Coco și Bogdan. 3 roșioare, lumină. Cam așa se prinde pește, da? Jartare, jumătate de kil. Și mai mic, și mai mare, în fine. Ei, dai și cu cântarul, să nu zică lumea că suntem mincinoși. E pe 0. Bogdane, te întrecui. Și schile 700, da? E, tura trecută am avut 7. N-a mai fost și somnul și ăla. Da, mai mult ca tine. Pe n-ai? Ba da. Pe n-ai? Cum? Pe n-ai, hai să dăm. Hai, uite, am 5,700 kg. Lasă-mi găleată, dă de cu cap acolo. Să vadă lumea aici, că nu suntem pescari mințiți. Uite, Bogdanul are 2 somni și să știe de azi noapte, da, după filmare. Bă, nu băgați bolovani. Băgă bolovan, mă. Ăsta băgă bolovan în găleată. Nu, băgă bolovan. Păi nu, el cântări eu înainte, de-aia știu că. Băgă 2 bolovani și zice acum că are mai mult. Ha, șmecherul, mă. Bună asta, Bogdan. Bună cu bolovanii, e bună. Noi, 5 kg jumate de nini, nu punem 700, 200 de grame nimeni. 5 kg jumate de persoană, deci în 2 inci, 10, 11 kg de pește, da? Dintr-o gaură. Așa, locația, o pădură, fire întinse și pe data viitoare. Așa se prinde la Coco, la Bogdan și la tot ce ține de Coco, ha? Pe data viitoare. Și abonați-vă și pe canal. Revenim. Da, de gunoi nu vă zăseam nimic, nu? Da. Trăsărăm tot, o pungă. Deci jumătate de pungă e a noastră, restul e a voastră. Mai adunai-o pe aceea. În fine. Ești curățenie. Pietrele nu le iau acasă. Dă-le de. Ha, revenim.